Domnule Răscălescu a reprezentat Unirea Alba Iulia la adunarea generală a FRF, recent susținută în București, moment în care Mircea Sandu a lăsat locul lui Răzvan Burleanu în vârful piramidei fotbalului românesc. Cum vedeți dumneavoastră această decizie luată de membrii? Cred că membrii afiliați și-au dorit foarte mult schimbarea. Vom vedea în timp dacă este și benefică. Pe mine, din toate programele prezentate de candidații la președinția Federației, cel mai bun și cel mai bine argumentat a fost al lui Gică Popescu și apoi al lui Vasile Avram. Din păcate, situația în care se află Gică Popescu mi-a permis să mai candideze, pentru că aveam garanția că în vară, în județul Alba, se va pune bazele în centru regional pentru copii și tineri. Program susținut de federație. A pomenit numele lui Gică Popescu. Cum comentați verdictele date de justiție în cazul dosarului transferurilor și cam care ar fi implicațiile în viitor pentru fotbalul românesc? Nu comentez verdictele, nu comentez ce hotărăște justiția. În schimb, este o pată neagră pe imaginea fotbalului românesc. Mai nou circulă prin media o variantă, o petiție pentru grațierea fostului capitan al echipei naționale, Gică Popescu. Ar fi de acord? Eu am și semnat. A și semnat deja petiția? Da. Și care sunt argumentele pentru semnarea? Acum nu cunosc motivele, adică motivația judecătorilor pentru ce a fost trimis în... condamnat Gică Popescu. În schimb, ne-a făcut de foarte multe ori să fim mândri că suntem români, în evoluțiile sale de la echipa națională și rezultate care le-a obținut cu generația de aur. Mircea Sandu deja este trecut, Răzvan Burleanu a preluat ștafeta, acum se spune ce așteptări aveți. Așteptări să se schimbe, în primul rând, legislativ. Adică avem nevoie de o nouă lege a sportului sau măcar de o lege a sponsorizării. Avem nevoie de un cadru legislativ să ne ajute federația. Chiar vorbisem cu Gică Popescu în momentul dacă ar fi ieșit președinte să se meargă la guvern, să vorbească cu domnii miniștri, să găsească un cadru legislativ pentru echipele de fotbal ca să poată să obțină finanțare de la consilii locale, consilii județene, de la firme, de la privați, de unde se putea. Pe o scară de la 1 la 10, cam unde se regăsește fotbalul românesc în momentul de față? Pe la mijloc. Cu la echipa mijloc. Necalificată la campionatul mondial? Dar am prins un baraj, având în vedere că am trecut peste o echipă mult mai bine cotată, Turcia, da? Și am prins barajul. Și acum vă dați seama, când ești la un meci de baraj, contează foarte mult și valoarea jucătorilor. În momentul de față, valoarea jucătorilor este una, să spun așa, bună, modestă spre bună. Vedeți, revenind la Alba Iulia, vedeți jucătorii plecați de aici, în fotbalul mare, Gicu Grozav și Nicușor Stanciu, de titulari în viitoarea campanie de calificare la Euro 2016? Sunt convins că vor fi și aștept ca Nicușor Stanciu, Gicu Grozav deja este un obișnuit în ultimul timp al convocărilor la lotul național, sper ca și Nicușor Stanciu să reușească 2-3 meciuri bune, și mă refer cu echipele foarte bine cotate, adică cu un CFR Cluj, cu un Dinamo, n-a ieșit încă în evidență, dar a făcut meciuri bune cu echipele din partea a doua clasamentului, să spun așa. În schimb, este un jucător foarte talentat și eu pe Nicușor Stanciu îl văd un viitor numărul 10 al naționalei. Credeți că Răzvan Burleanu este cel mai potrivit președinte pentru FRF din cei 5 care au rămas în cursă? Nu mă pot pronunța, știu foarte puține despre dânsul, timpul va hotărâ dacă este sau nu este. Aveți încredere în Răzvan Burleanu că va duce fotbalul românesc altundeva? Am încredere în schimbare. Am încredere în schimbare. Avea nevoie fotbalul românesc de schimbare? Avea nevoie. După 24 de ani, avea nevoie de schimbare fotbalul românesc. Nu vă putem pronunca dacă este cel mai potrivit om să conducă actualmente federația. V-am spus, nu-l cunosc. Nu știu activitatea, decât de la ce ne-a prezentat-o, la acela mini-fotbal. Nu-l cunosc ca om. Vom vedea dacă este potrivit. Să știți că nu este ușor de condus un fotbal românesc. Mai ales în starea în care se află acum. Gândiți-vă că în spate mai sunt niște procese cu Craiova, acolo. Este o perioadă foarte grea pentru fotbalul românesc. Să sperăm că o depășim și că Răzvan Burleanu va reuși să scoată fotbalul din zona în care este acum. Mulțumim mult!